soția lui își sărbează ziua de naștere la acest final de săptămână la o felie de tort. Nu crezi că ar fi mai bine acolo decât aici în studio, urmând să discutăm despre ceea ce vom discuta? Suntem live? Suntem live! Da, pentru că tu n-ai bec roșu, de-aia mă uitam și zic chiar vorbește cu mine, adică... oricând, dar nu sâmbătă asta. Dar ce drăguț că ne-au invitat. Da. Pe cine? Dar pe tine te-au invitat, nu pe mine. Că eu stric petrecerea. Dacă Liviu, acum e în Ungaria, se apropie de vamă, e coada acolo, se pregătește sufletește pentru vreo 2-3 ore de așteptare. Da, îmi pare rău să aud asta, dar unde plecați acum în Ungaria? Păi nu, el se întoarce din cursă. Ah, se întoarce din cursă, am înțeles. Da. Ok, bine ai venit acasă. Hai cu drag și sărbătoare frumoasă. Frumoasă să fie. Da, frumoasă să fie. Eu o să aici, sigur, asta n-aș pune chiar la vești rele, dar s-a întâmplat astăzi, e știrea momentului. Trebuie să vă povestesc. Germania trimite tancurile sale celebre în Ucraina și asta merită câteva explicații. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, prieten, cancelarul Germaniei Olaf Scholz a anunțat Parlamentul într-o dezbatere că țara sa va trimite tancuri Leopard, se numesc, în Ucraina. Este vorba de 14 tancuri. Generația asta de tancuri Leopard 2, așa spun specialiștii militari, că sunt niște tancuri impresionante, mari, cu mare capacitate de luptă, care pot să facă diferența pe front. Ucrainienii le așteptau de luni bune și au pus presiune asupra întregii comunități vestice, inclusiv a Germaniei, să trimită acest armament care face diferența. Nu numai că Germania va trimite tancuri acolo, dar asta deblochează opțiunile mai multor state care vor urma acest gest, adică avem semnale din partea Poloniei, a Olandei, a Finlandei. Auzi, mă, te sperie chestia asta? Ba da, și era de așteptat, cred că o să facem în România în direct zilele următoare. Asta înseamnă escaladarea conflictului în acest moment. Înseamnă că nu sunt soluții diplomatice și nici soluții de pace. Și partea rusă se înarmează și a anunțat creșterea numărului de militari în zona respectivă, dar și pe teritoriul întregii țări. Și se pare că va avea loc o escaladare a conflictului. Deocamdată nu există o opțiune sustenabilă de pace și nici posibilitatea unor discuții, din câte îmi dau seama. Ceea ce se va întâmpla acolo va fi mult mai dureros decât ce am văzut până acum. Rusia, președintele Putin, a spus că el va elibera zona respectivă, că ăsta e mandatul și misiunea lui. Zona respectivă reprezentând Donbasul, adică o parte importantă din Ucraina. Ucraina nu va accepta negocieri pe zona asta, adică să-și piardă parte din teritoriu. Rusia își va continua politica teroristă de atacuri asupra zonelor civile. Astăzi a fost alertă aeriană în toată Ucraina, adică nu au mai fost vizate anumite teritorii, ci întreaga țară a fost sub o alertă aeriană din cauza rachetelor pe care rușii le trimit în diverse zone civile, să spunem asta, în timp ce pe linia frontului se lucrează la ras, adică pur și simplu Rusia demolează tot ce înseamnă clădire și umanitate în zona respectivă. Acum, cu tancurile astea care probabil adunate, ele vin într-o primă tranșă, adunate vor însemna câteva zeci, Ucraina speră să facă față și ofensiva, adică să-i trimită pe ruși înapoi. Asta ar fi politica. Cancelarul Scholz a dat explicații în Parlament, a fost o dezbatere interesantă. Parlamentarii l-au întrebat, unii dintre ei au spus: bun, domnule, dar asta nu înseamnă o încălcare a proprii noastre Constituții, a lucrurilor pe care noi le-am acceptat după al doilea război mondial, căci, după cum știți, după al doilea război mondial, Germania și-a trecut în practicile sale politice să nu mai aibă armament ofensiv trimis în diverse țări sau nu, să nu-și mai încalce granițele și așa mai departe, lucruri de care s-a ținut, iată, 80 de ani. Este pentru prima dată și o ocazie singulară în care Germania contribuie cu armament ofensiv într-o astfel de situație. Cancelarul Scholz a răspuns destul de clar și a zis: aici nu e vorba de o politică de agresivitate, noi nu suntem agresivi, agresivi sunt cei care mută granițele unor state fără voie. Asta spune cancelarul Germaniei și spune: acționăm în concordanță
cu aliații noștri din Europa și din Statele Unite, nici când relația noastră cu Statele Unite nu a fost mai bună. Și a mai spus un lucru foarte interesant. A spus, nu ne mai permitem să fim singuri, adică noi, Germania, împotriva unei alianțe europene care se îndreaptă sau apără Ucraina. Sigur că în timp vom ști exact ce a determinat această gândire a cancelarului Scholz. Germania și-a refăcut necesarul de gaz prin importuri americane, prin importuri de gaz lichefiat care sunt aduse cu vapoarele. Au muncit mult pentru independența energetică. Cu o viață mult mai grea pentru germanul de rând, cu afaceri închise. Sunt niște oameni, ieșiri în stradă, acolo, conflicte. Oameni care își pierd locurile de muncă și, în mod evident, trăiesc mai prost decât au făcut în ultimii, 20-30 de ani. De asta, gestul cancelarului Scholz astăzi poate fi privit istoric, măcar dintr-un punct de vedere, și anume că acum lucrurile sunt clare. Rusia nu-și mai găsește aliați de conjunctură în Europa. Adică nici măcar nu mai poate să tragă falii. Europenii sunt uniți la un loc și mesajul este clar. Nu aveți ce căuta peste bucata aceea din Ucraina. Căutați-vă drum înapoi către casă. Cum o să se obțină drumul ăsta către casă? Sigur, e o mirare acum. Dar ce știm și putem să punem astăzi mâna în foc este că acest război pe granița estică a Ucrainei, pe zonele acelea, va continua și va fi mult mai dureros și că țara de lângă noi va fi trecută prin foc și bombe multă vreme în lunile adevărul următoare. Adevărul că din februarie încoace... Se face un an. Da, un an. Se face un an acuș și... sigur, e un lucru îngrozitor care... Ne dărâmă pe noi toți. Dar ne-a schimbat viața complet. Și probabil că va fi la fel în continuare. Prefer să gândim așa, că sigur că ne-a schimbat viața complet, dar aici încă suntem bine, suntem apărați. Gândiți-vă la milioanele de oameni sigur, care... Sigur, nu vorbesc de consecințele economice. Nu. Nici nu există termen de comparație. Sunt ținte civile, lovite. Da, aici se face diferența. Sigur, cred că mâine la România în direct ne îndreptăm către acest subiect. O să vorbim mult mai mult. Atât am avut de spus astăzi. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru Europa FM, dar și pe contul oficial de Facebook. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. How was I?